2021 a fost special pentru caiete silvane, mai ales pentru că publicația noastră a ajuns la Borna a 200 de numere. Apoi, chiar cu restricții pandemice, am organizat în septembrie a 13-a ediție a ediția zilelor reviste, prilej de desanturi, scriitoricești, lansări și prezentări de cărți și reviste, lecturi publice, dar și pentru apariția unei cărți speciale și anume caiete silvane 200, indice bibliografic. În 2022 vă oferim o nouă carte, zicem noi tot specială, o carte ce conține articole apărute în revista noastră de-a lungul timpului și care vizează istoria județului nostru. De altfel, Caiete Silvane a avut de la bun început, februarie 2005, o serioasă componentă dedicată istoriei județului, lucru prin care, într-un fel, s-a și evidențiat între publicațiile culturale transilvanene și din țară. Tezaurizarea acestor articole prin cartea de față o considerăm necesară și pentru o mai bună cunoaștere a țării Silvaniei, a istoriei ei, așa cum a fost, și apoi, așa cum au afirmat destui, istoria acestei țări poate fi chiar motor de dezvoltare și nu numai din perspectivă turistică. Lucrarea de față reprezintă o selecție de articole și studii de istorie locală, publicate în seria nouă a revistei Caete Silvane între anii 2005 și 2021, Articolele și studiile respective au fost structurate tematic. În primul volum s-au avut în vedere perioada istorică tratată și împărțirea clasică a istoriei, respectiv Antichitatea, Evul Mediu, Epoca Modernă și Epoca Contemporană, iar în al doilea volum au fost incluse studii și articole referitoare la bisericile, învățământul, localitățile și personalitățile sălajului a declarat Daniel Săuca. Volumul întâi cuprinde articole semnate de Ioan Ardelean Senior. Dan Băcuieț Crișan, Santa Băcuieț Crișan, Ioan Bejinariu, Andrei Burghele, Florin Ioan Chiș, Dan Culic, Doru E. Alexandru Bogdan Curti, Lazlu Lazlo, Alexandru V. Matei, Mirel Matiaș, Grațian Mărcuș, Elena Musca, Ioan Musca, Ioan Maria Oros, Dănuț Pop, Horea Pop, Marin Pop, Emanuel Pripon, Mihaela Sabou, Daniel Victor Săbăceag, Daniel Săuca, Dumitru Gheorghe Tamba. Volumul 2 cuprinde articole semnate de Cristian Borz, Camelia Burghele, Viorel Câmpian, Augustin Leontin Vagra, Leontin Ghergariu, Bogdan Ilieș, Alexandru Bogdan Curti, Lazlo Lazlo, Marilena Mocuța, Elena Musca, Horațiu Năprădean, Dănuț Pop, Marin Pop, Mihaela Sabou, Daniel Victor Săbăceag. Caiete Silvane, revista și editura Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, Instituția Consiliului Județean Sălaj.